cum să nu te îndrăgostești. Bună dimineața, vă invit aici alături de noi. Eu deja îmi imaginam că sunt undeva pe Champs-Élysées. Doar îmi lipsea un croissant în mână, sincer. Și partea cea mai frumoasă este că auzi aceste ritmuri pariziene și vezi straiele populare. Asta este pur și simplu miraculos. Mă bucur tare mult că în sfârșit vă vedem în studio. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața, ne bucurăm să ne revedem iarăși și să transmitem și spectatorilor așa, o energie pozitivă, să ne gândim că totuși o să fie bine. O să facem ca să... Eu știu un lucru, acolo unde este dragoste, deja totul e bine. Înainte de a discuta despre un superbisim concert care va avea loc în data de 24 februarie, de Dragobete pentru cei care nu știu că asta e sărbătoarea noastră a iubirii, doamna Ala, eu vreau să vă întreb, în timp ce ascultam această piesă, eu visam, meditam, dumneavoastră îi priveați cu emoții, parcă vă făceați griji. De ce? Se întâmplă de fiecare dată să aveți emoții pentru ei? Să vă spun cinstit, deja asta cred că e în obișnuință permanent, să-i ascult cu atenție ori de câte ori ori evalua. Asta e, cred că e deja... Înfiresc. Fiind cu mine de la primele concursuri de la vârsta de 9 ani, deci este obișnuință să fie în sală, să mă susțină și cu critică și cu cuvinte frumoase, de ce nu? Un mix, un amalgam de emoții. Acum, revenind la acest eveniment, la un concert care deja a devenit o tradiție frumoasă în Republica Moldova, cântăm duete de Dragobete cu început la ora 18:00 la Palatul Republicii. Apropo, va fi și transmisiune în direct pe Moldova 2. Evenimentul va fi prezentat de colega noastră Rusalina Rusu, iar dumneavoastră, această minunată dinastie, sunteți soliști în cadrul acestui concert. Aveți emoții pentru că de mult nu ați cântat pe scenă. Îmi dau seama că e un soi de expectativă. Emoțiile tradițional tot timpul sunt, dar sunt pozitive și cu gândul poate vom avea spectatori de data asta, fiindcă ne este dor. Și e timpul să ne întâlnim, fiindcă noi artiștii nu putem așa exista în condițiile care sunt și, desigur, la concertele fără spectatori. Eu aș face o comparație ca la o nuntă fără muzică, știți? Așa, da, trist. Nu transmit emoțiile pozitive, emoțiile tale nu se transmit, adică nu simți publicul, nu simți plăcerea asta de a dărui publicului. Da. Ești în scenă cu emoții, de a prezenta, de a cânta ceva frumos și când simți suportul, susținerea publicului, ești înaripat și te simți bine în scenă. Da, dar asta nu este un concert simplu, e dedicat iubirii. Este totuși sentimentul care guvernează cu această omenire frumoasă. Cât de atent și minuțios alegeți repertoriul pentru acest concert? Ce cântați? Cu ce vă prezentați în cadrul acestui concert? Păi, concertul, vedeți că special. Duete. Așa. De atâta domnul Neamțu s-a gândit să aleagă și repertoriul și interpreții ca să fie bine, frumos și interesant și pentru public. De aceea îi așteptăm să avem surprizele. O să avem o muzică de diferit gen. O să prezentăm muzică populară. În acest spectacol, familia noastră o să cânte doar muzică populară. Dar vor fi și romanțe, vor fi și piese orășenești și va fi chiar și o arie dintr-o operă de-a lui Puccini. Wow, ce frumos, o combinație! Da. Va fi ceva frumos, inedit și cred eu pe gustul publicului larg. Cu siguranță așa va fi, mai ales că și celor de acasă le este dor de astfel de concerte. Eu vă garantez lucrul ăsta pentru că primim și noi foarte multe mesaje în care lumea ne întreabă când sunt aceste evenimente, pentru că ne e dor să vedem în scenă artiștii. Ce alți artiști vom vedea noi la acest concert? O să fie din orchestra noastră, evident, vor fi soliștii noștri, doamna Silvia Gonciar, Valentin Butucel, instrumentiștii noștri, Anatolie Nunu, Sorin Zberea, domnul Vasile Iovu, vor fi și invitați, nu-i spunem pe toți, să fie și un pic de suspans, deci cine o să dorească să procure bilete, este afișa, poate să se intereseze. Da, poate important este să-și dorească, asta eu îmi dau seama. Dumneavoastră sunteți tare norocos, aveți două fete talentate în casă și puteți face duet cu oricine. Când vedem un duet între două doamne? Așa. Astăzi.
Astăzi. Deja îmi place cum sună. Apropo, mă bucur tare mult că vă văd în primul rând sănătoși. Vă văd cu optimism, vă văd parcă ați depășit tot acest an. Cu speranță. Încercăm să fim optimiști, speranță, să gândim pozitiv, fiindcă noi putem să ne regăsim și să redăm trăirile și emoțiile noastre doar prin muzică, lucru care încercăm să-l facem. Și vrem să transmitem această energie pozitivă nu doar spectatorilor, ci lumii întregi și să sperăm că va fi bine și să contribuim cu toții în măsura posibilităților noastre. Da, și dacă nu faci-o noi artiștii, prin muzică, păi cine o să aducă note pozitive? Sunteți ambasadorii optimismului într-o oarecare măsură. Da. Eu totuși, revenind și pe aceste ritmuri pariziene, cum e să cântați, să interpretați aceste lucrări, știind că sunteți mai mult pe filiera muzicii populare? Vă regăsiți și în acest context parizian sau totuși muzica populară, folclorul, e mai aproape? Cred că la nivel. Clar că muzica populară, desigur, fiindcă asta e, cum să spun, e implementată de mic copii. Dar valsurile, cum? Ne cântăm cu mare dor și cu mare măiestrie, pentru că ne place. Noi îl simțim. Asta e bine. Da, eu pot spune altfel. Eu am terminat studiile făcute, au fost la muzică clasică. Deci așa. Pentru mine nu poate să fie o partajare între muzică populară și muzică clasică. Mă repet, cu riscul de a mă repeta, orchestra noastră este o orchestră deosebită, iar dirijorul nostru, domnul Neamțu, susține orice inițiativă de a cânta și muzică clasică, și muzică populară, și romanțe, și absolut tot. Și eu cred că este ceva frumos și unic și care merită ascultat. Da, cu siguranță, Petre Neamțu este întotdeauna deschis oportunităților și modului de a experimenta. Probabil și asta e o metodă de a atrage publicul tânăr față de tot ce înseamnă instrumente muzicale. A cochetat și cu altceva decât vioara, se percepe și la altceva? Nu, vioara. Nu, în general vioara, da. L-ați convins-o dumneavoastră că sunteți și dumneavoastră cu vioara? A fost un fel de ADN transmis de la mamă la fiică? Să vă spun cinstit, toate succesele ei se datoresc doar ei. Ea a vrut, ea a muncit. Eu doar am susținut-o moral, sincer, cum am putut, la examen, la concert, la concursuri, dar practic toată munca depusă este pe umerii ei, pe conștiința ei. Ea tot timpul a fost un om matur și a știut în viață, adică ce vrea. Ea nu am problemă cu chestia asta, de mică știa că vreau asta sau asta sau... Și dacă muzica am încercat-o și m-am gândit să primi bine, nu s-a primit, o să meargă acolo unde îi place. Eu cred că n-avea cum, eu cred că ea are muzica în ADN, nu? Probabil se datorează și faptului că permanent cântam muzică în casă și am avut și o profesoară deosebită, doamna Buinovski, care a știut să mă încadreze din start în concerte, în concursuri. Mi-a creat spiritul acesta competitiv, spiritul de a te ocupa, de a exersa ceea ce este absolut necesar și spiritul de a dori permanent să cânti, să fii în scenă. Sunt o persoană destul de competitivă, aș spune. Asta e foarte bine, dar apropo, nu concurezi cu părinții, pentru că sunteți o echipă ferește. Mult prea frumoasă pentru a fi Atât divizat. Că ea este persoana care a fost inițiativa din partea ei să cânte duete. Tăticul, vreau ceva să interpretez cu tine, la care soțul spune, păi numai să vrei. Eu nicio... Asta da, asta e. Cine mai sever? Mama sau tata? Mama! Mama! Oh, parcă a vorbit despre cerul, despre curtea supremă! Mama! Măcar că niciun concurs, niciun concert fără mine nu mergea, fiindcă eu eram cel mai optimist spectator și cel mai... Dar cel mai critic. Critic. Și... Știți cum este o critică constructivă care niciodată nu a fost în detrimentul meu, ba din contra. M-a stimulat să cresc, să vreau să fie mai bine. Deci eu consider că e bine așa. Bun, dar eu de mult vreau să te întreb pe tine și uite, o să profit acum, dacă tot ne-am revăzut după mai bine de un an. Ce se întâmplă în cazul în care tu ieși de sub aripa părintească, mă refer de această colaborare frumoasă, și vei începe să evoluezi singură? Ești pregătită pentru asta? Bine, din punct de vedere profesional îmi dau seama că ești. Dar nu ți-ar fi dor de exemplu sau nu ți-ar lipsi ceva din anturajul ăsta muzical? Mă refer la părinți? Te-ai descurcat la fel de bine? Vreau să spun că am avut experiența și norocul și de a colabora cu alte orchestre și de asta a lucra și în alte orchestre. Despre cariera solo vreau să spun că avem un vals nou înregistrat. Așa. Da, care...
Sper să fac premiera tot la dumneavoastră. Abia aștept. Și încerc să fac să fie bine și cântând în duete și cântând singură. Și ce-i drept, am încă mult de crescut și mult de muncit. Asta eu cred o că recunosc. Este primul indice sau indicator al profesionalismului. Cu cât cunoaștem mai multe, cu atât ne dăm seama că noi de fapt cunoaștem, mai nimic, puțin. Nu cunoaștem nimic, exact. Exact. Respectiv, pregătirile merg întoi pentru acest concert de duete. Voi faceți și repetiții acasă, pentru că noi reamintim celor de acasă. Anul ăsta de pandemie, de carantină, practic, de severitate și restricții, la voi în casă a fost vesel. Voi nu luați taxă de la vecini pentru concerte? Întreb așa. Pentru un prieten. Trebuie să le dăm lapte lor. Trebuie să sugerați și această idee. Faceți des repetiții în casă? Da, cântăm acasă, fiindcă nu avem posibilitatea de a cânta în alte, în alte părți. Dar suntem niște vecini probabil conștiincioși, cred eu. Nu deranjăm dimineața, publică, seara târziu, nu. Suntem conștiincioși. Crede-mă că o vioară sau un acordeon poți să ascult și la două noapte. Mai rău e cu bormașina. Cu aia nu te pui niciodată. Avem și vecini cu bormașina care te trezești la șase dimineața. E ok. Toți avem, da. Așa, eu cred că e bine. Tu n-ai încercat niciodată să-i convici pe părinții tăi, de exemplu, să experimentați o colaborare, un duet, pe niște piese pop, de exemplu, să le transpuneți pe alt fel de ritmuri, un Justin Bieber, de exemplu, un Ariana Grande. Cu toată rușinea, poate, și poate mulți n-or să mă înțeleagă. Nu asculți așa muzică. Nu-mi place nici Justin Bieber, nici Ariana. Deci, muzica mea preferată este Chopin, Beethoven, dar dacă să fim autentici, aș spune și o piesă de David Bisbal pe note latino. Bulerie, așa. Exact, da. Deci în piesele acestea mă regăsesc, fiindcă le pot ușor transpune la vioară și a cânta cu tăticul în doi nu este nicio problemă. Dar mie îmi place cum sună asta. Eu am senzația că o să lansăm o provocare în această dimineață. Să știți că vă așteptăm aici de fiecare dată cu mare drag. Asupra ce lucrați la momentul actual, am înțeles deja valsul. Da. Altceva? Alte proiecte? Că eu vă știu mult prea harnici ca să vă limitați la o piesă. Nu, deci este la concert chiar o să fie o premieră de un duet cu tăticul de muzică populară, care evident că o să-l înregistrăm pe viitor. Deci totul este în proces de muncă. Da. Lucrați cum lucrați bine? Sau apar și scânteie așa, a la Kilimanjaro și Vulcani? Nu, noi ca părinți vreau să vă spun că am avut noroc că avem așa un copil care frumos, deștept. Deci... De ce? Adică eu fac comparație cu copilăria mea și îmi amintesc cum eram eu și cum nu prea vreiam eu să cânt. Mă rog, la joacă mai mult. Dar eu am aproape ideal. Da, acum nu se vede deloc că nu vă prea plăcea să cântați. Am senzația că v-ați născut cu acordeonul undeva în loc de scutec, știți? Păi pofta vine mâncând. Asta e clar că deja nu mai putem fără acest instrument. Pot să vă spun altceva. În timpul pandemiei, când am fost o perioadă când nici nu lucram, noi acum bine lucrăm, am avut concerte și online. Da. Perioada care a fost când nu lucram, deci tăticul avea așa inspirații de a cânta dimineața până seara. Așa, mici inspirații, care și noi deja spuneam, tăticu, ajunge, gata. Este și o limită, este și o limită. Sau revenim la degetul ăsta, știți care se arată. Așa, gata, ajunge. Oricum, muzica asta poate fi ascultată la nesfârșit. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit. Mă bucur enorm de mult și că noi ne bucurăm enorm că în sfârșit suntem în platou, exact. Nu online, nu Viber, nu Skype. A prins viață și studioul nostru, mai ales cu așa muzică frumoasă și desigur interpretată de oameni de valoare. Dar pentru că eu am văzut cum doamna Ala vă privește cu multe emoții, zic de data asta să-l punem pe domnul Vasile să vă privească și să vă admire, pentru că vă invităm în scenă. E o piesă din concert. Da, o piesă care va fi în concert, interpretată de mămica și cu mine. Așadar, eu vă invit în scenă să se bucure și cei de acasă, stimați telespectatori, eu vă reamintesc. Ne bucurăm împreună, fie la concert, fie în direct pe Moldova 2, în data de 24 februarie, atunci când vom cânta duete de dragobete. Iar în cele ce urmează, ia priviți aceste frumoase tinere talentate.